Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Eurotrack. Astăzi continuăm cursa noastră nebună de a merge prin 800 de km la o dată trecută. Azi cred că ajungem. Bun. Nu. Aici era să facem. Aoleu. Hai că... Bun. Bine! El n-are frână. Bine, știu că am ieșit în fața lui, dar... Bine, nu-i prea bun că ne-am cam luat 8 avarii la tir. Dar ce să facem? Uho. Pe aici. See the
Haide. Oare pe aici trebuia să o luăm? Sau am intrat pe contrasens? Nu am intrat pe contrasens. Ok, ok. Haide. Bun. Dăm tare. Luăm pe aici. Cred că o să prindem și 150 la oră. Haide. Ah. Nu, deci nu am prins 150, dar nici nu cred că o să prindă vreodată. Nu prea văd de o să prindă el. Mai mult de 148. Asta mai schimbă mult benzele. Uite ce bine am mers acum tura asta, ultima tură. Trebuie să mai punem și frână, că mai avem și de aici în față. Hai deodată. Măcar atâta mergi. Haide, bă! Bravo! Bună alegere! Hai și dăm tare noi. Mai cumpărăm un garaj de acolo, de unde am început noi cariera. Vreau să am garaj acolo ca să... știu o treabă. Să facă la curte să-mi aducă bani, nu? Acolo pe aici. Bun. Haide, accelerează mai tare. Trecem rachetă pe aici. Greu pe aici. Dacă l-am controlat până la urmă. Am o soluție în caz de aproape mă răstorn sau ceva. Știu eu ce am de făcut. O să vă spun acum. Deci dacă merg așa și aproape fac un accident. De exemplu, să zicem că e un tir în fața noastră sau ceva. Și eu n-apuc să pun frână. Apăsăm aici. Adică sunt narate, apăsam ESC și dăm ieșire din joc și după când intrăm, tirul o să fie oprit.
și noi nu o să avem avarii la tir sau ceva, pentru că n-are cum. Doar că până acum, de-abia acum mi-am dat seama că pot să fac asta. Până acum nu m-am gândit. Cum, dar am viteză, nu vrăjeală. Ce scoate atâtea accidente pe aici? Oh, păi da, mai avem foarte puțin și am ajuns. Trebuie să căutăm cel mai ieftin tir posibil și imposibil pe care l-avem noi să-l cumpărăm. Pentru că și așa nu-l conducem noi. Știi să facă drifturi tirul ăsta, parcă. Văd eu așa. La 140 la oră. Cred că aici... Eram pregătit să ies din joc. Aoleu, 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 aoleu. Cel mai bine e să mergeți pe banda asta când vreți să faceți ce fac eu acum. Pentru că, da, în caz de o curbă mai mare, la stânga, de exemplu, puteți să o luați un pic și pe banda asta de aici, din dreapta. Dacă nu e nimic în față, evident. Dar e mai bine să mergeți banda din mijloc tot timpul. Aici n-am ce să fac, o merg pe banda asta, dar acum schimb banda și eu pe asta. Opa, acum schimbăm banda și o luăm pe asta. Cu banda asta în altă. E ceață afară. Mergem aici la garaj, deci o să trebuiască să facem sensul generatorului. Bun, revenim imediat. Bun, am revenit. Sper să fi funcționat ce am zis eu aici. Fără să am vreo avarie. Și a funcționat. S-a dus și ploaia, aparent. Ah, ba nu, nu s-a dus, doar că nu mai e norat. Dar a funcționat treaba, ce am zis eu. Nu mă așteptam să fii aici în interzis, eu am crezut că am trebuit să o iau tot înainte. Așa înțelesesem eu. Noi nu avem treabă cu garajul ăla unde avem noi tirul, noi trebuie să mergem la ăsta care e aici nou. Și ăsta cu tirul să nu se bage în fața mea, dar asta și face. Eu sunt sens generator, tot trebuie să-mi dai prioritate, omule. Dă-te slabule de aici, că nu știi ce joci. Bine. Nu că nu știi să joace. Nu știi ce ar de făcut. Acum tu stai, nici nu-mi pas. Vă uitați o leacă la dobitocul ăsta? Mamă, ce să pricep oamenii ăștia, băi, ceva de speriat. Nici nu știu cum să pricep așa de bine, adică eu nu reușesc. O luăm pe aici, opa, boss. Ăsta e a nostru? Ăsta e garajul nostru, cred. Stai așa. Ăsta nu e a nostru? Ba da, ăsta e a nostru. Dar eu nu vreau garaj. Garajul meu. Stai că aici mai era un garaj, parcă. Nu? Stai, mă. Eu așa țin minte. Parcă mi-era așa când am verificat pe hartă atunci. Nu zic că am venit aici degeaba. Ah,
am venit aici degeaba, dar putem să mergem aici, că văd. Nu ăsta e garajul nostru. Ăsta de aici e nostru. Lol. Aba nu. Asta ce e aici, dar? Ia stai să vedem. Dacă tot am început să venim până aici, haideți totul să... Haideți totul să dormim un pic. O să reparăm și tirul, stați fără griji. Întâi și intru aici fără să-l julesc. Dormim nițel. Bun, haideți că o să facem pe noapte tot ce trebuie de făcut. Aici ce avem? Ia să vedem. Și de ce nu mai avem niciun spațiu? Dar stai așa o leacă, că eu dacă mă, numai și el, eu cumpăr garaj nou cu două spații și dau atâta. Dacă numai și el, și nu prea cred că mai și el, stați așa un pic. Oare pot să cumpăr garaj gen fără să mă duc? Băi, eu aici trebuie să mergem. În fine, nu contează, eu vreau să văd aici dacă pot să... Aolo! Unde mai găsesc eu garaje? Trebuie să găsim garaj. O să merg să văd acolo, unde v-am arătat eu pe hartă. Să văd ce e acolo. Ca să știu o treabă. Deci unde m-am uitat eu pe hartă? Aici, ha? Bun. Haide, haide. Fă-te verde, fă-te verde, fă-te verde. Verde, aia-i. Doar că am apucat să pun frână. Sus plecăm un pic mai greu, dar nimic. Facem sensul geratoriu. Aici trebuie să acordăm prioritate. Dar nu vine nimic din stânga. Și ați văzut și semnul, și ăla mie nu mi-a dat prioritate ca să intru acolo. Și m-a avariat tirul din cauza lui. Ai zis totuși și intru alea ca aici. Etena. Dar dă-i mai tare dacă ai de dat. Nu mă întrești pe mine și după cat. Păi să mor din la ating un pic pe ăsta așa. Da. Nu pe ăsta din fața mea. Pe ăsta din dreapta, bă! Așa de repede mergea atunci, noroc că am aici de la stânga, că altfel îi scoteam ochii. Aici e pentru tiruri, Iveco. N-are nicio treabă cu garajul. Da, o să extindem garajul nostru. Asta este. Mergem să extindem garajul. Haide. Și o să ne uităm și la un tir pe care o să-l cumpărăm și la un șofer. Bun, sper să fie șoferul. Haide, te rog eu frumos. Hai. E cu limita ta de viteză, du-te de aici. Să mor de nu-i scot amendele din cap la polițai.
Stai tu cu minti. Stai cu minti, mânzule. Așa tu mă prinzi. A, tu nu m-ai prins. Încă nu m-ai prins. Hai, hai, dă-te de aici, că eu am de intrat aici într-un garaj. Da, să le extindem pentru două tiruri, ce să fac. Îmi place ca aici, ca și cum ai putea să-ți repar tirul, dar că nu poți. Bun. Deci facem aici, apăsăm Enter. Și îmbunătățire. Și dăm, da. Ne-o lua banii pentru încă. Avem 3 spații acum? Stai așa. A, pe așa se merită. Da, bun. It's ok. Fai cum arată este nebun. S-au adus banii noștri. Bun, acum vreau agenție, dar stai un pic să cumpărăm întâi tirul. Nu mă, vreau să cumpăr tir. Cum îl cumpăr? Am cam uitat. Nu, niciun manager, mă. Unde, cum cumpăram tiruri? Cam uitat. Catalog vehicule, oare? Nu, că asta mi l-au deblocat acum. Așa, da. Bun. O să ne uităm la toate. Întâi, vreau să văd cum e un DAF. Vreau să vizitez. Cel mai ieftin ăsta cât e? Uau, prea mult. Piu, dai de aici. Dai de aici cu tirul tău. Vreau, da, normal că vreau. Stai să mă uit la Iveco. Iveco, unde avem? Aici. Vizităm. Cel mai ieftin? Asta e 96.000. Cred că mai ieftin e cu un Volvo, ești nebun. Man, ia să vedem, man. Câte asta? 99, schimb. Aveți de plată? Ce mă e asta? Ce vrăjeală e asta? Mercedes. Ia. 116.000, așa de scump este alurile astea? Păi la Volvo parcă am văzut unul mai ieftin. Ia să vedem. Asta cât e? 101. Bă, dar mai erau tiruri acolo înainte să mă uit. Hai să cumpărăm un Merc. Vreau un Mercedes. Ah, vizităm, da. Asta e 116. Asta e 118. Facem o aroganță și cumpărăm tirul ăsta? Facem, hai că facem. Cumpărăm. Ia să vedem tirul. După ce vedem tirul, episodul următor o să facem și cu un șofer, să facem o vorbă bună. Hai să vedem. Trebuie să-i plătim salariu, cred. El îmi aduce bani și în momentan o să ne aducă puțin bani. La început o să aducă foarte puțin bani, o să vedeți. Dar după o să înceapă să aducă mai mulți. Dacă trage tirul ăsta, mai bine îl luăm noi și cred că asta o să și facem. Că tirul ăla o să-l dăm la șofer. O, arată bine. Bun, deci cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa!